Fata din dealul Feleacului. Acum, dragii mei, Oana, Dorina și Andrei, doresc a vă povesti niște întâmplări din timpul Revoluției de la 1848, petrecute în acea parte a țării noastre numită Transilvania. Cum am mai spus și altă dată, aici stăpâneau grofii tirani, ajutați de un împărat rău. Ei îi asupreau foarte tare pe români. Dar românii se gândeau mereu la Horia, la felul crud sălbatic în care a fost ucis și nădăjduiau să se ridice un alt bărbat îndrăsneț care să-i ducă la luptă împotriva supritorilor. Și, într-adevăr, iată că s-a ridicat un tânăr curajos, frumos și învățat și le-a vorbit de Revoluție, precum vorbise și Horia. Se numea Avram Iancu și era fecior de țărani din satul Vitra, sat ascuns în munții Apuseni. Când s-a auzit că Revoluția a izbucnit în țările din Apus, Avram Iancu, împreună cu tinerii lui prieteni, avocați, studenți, profesori, preoți, mineri și țărani, s-au pregătit să dea bătălia cea mare cu tiranii. Era primăvară, în luna mai, când românii au hotărât să țină o mare adunare în orașul Blaj să ceară dreptate și libertate. Auzind asemenea, despre asemenea adunare, grofii au strigat cu mânie: „Nu aveți voie să vă adunați! Cine va cuteza să meargă la plaj va fi prins și spânzurat.” Dar nu s-au mulțumit cu amenințările, ci, ca să-i oprească a veni la adunare, au împlântat spânzurători pe la răscruși de drumuri. Astfel de spânzurători au ridicat și pe dealul Feliacului, de lângă Cluj-Napoca. Iar când a trecut pe aici un grup de țărani, în drum spre plaj, au prins pe trei dintre dânsii și i-au spânzurat. Românii, văzând spânzurații de pe dealul Feleacului, au început să se întoarcă din cale. Oamenii din Cluj și din satele din jur au încercat să dea jos trupurile celor ucis și să-i îngroape cum se cuvenea. Dar 12 străjeri înarmați nu lăsau pe nimeni să se apropie de spânzurători. Auzind de asemenea fapte, Avram Iancu a luat pe bunul său prieten Ion Puteanu și încă trei flăcăi armați cu pistoale. Când au văzut straja din jurul spânzurătorilor, s-au oprit. Ei erau cinci, străjerii 12. Din casele de pe marginea drumului au ieșit la poartă trei fete. L-au cunoscut pe Avram Iancu, au înțeles repede cu ce gând se află acolo și i-au dat povață: „Nu vă apropiați că vă împușcă.” Iancu a zis: „Am venit să îngropăm pe acești uciși mișelește și să ardem spânzurătorile.” „Iancule, domnia ta,” a zis iar fata cea mai isteață, „pe mine mă cheamă Mara, iar prietenele mele sunt Ana și Laura și vrem să te ajutăm.” „Cum?” a întrebat Avram Iancu. „Zic așa, voi vă ascundeți după copaci și pândiți. Noi trei ducem străjerilor coșuri cu merinde. Când o lăsa puștile jos și s-o apuca de mâncat, vă fac semn, iar voi săriți și înconjurați.” „Faceți așa, fetelor,” a zis Avram Iancu. Fiindcă am frămâns, străjerii s-au bucurat că trei fete frumoase le-au adus de-ale gurii. „Ei, ați adus și un urcior cu răchie tare?” s-a veselit unul din străjeri care era român. „Îndeamnă-i să bea, că e tare bună răchia și cuprință la inima străjerilor împărătești.” Dar când se veseleau străjerii ca la praznic, Mara și-a dezvropotit basmaua, a fluturat-o un vânt și a chiuit ca și cum ar fi vrut să înceapă o horă. Avram Iancu și ai lui au înțeles semnalul. Au sâșnit din ascunzătoare și au luat pe străjeri, cum se zice, ca din oală. I-au legat în funii, apoi cu oamenii din sat și din Cluj au îngropat după cuviință pe cei trei uciși din porunca grofului. Mara și prietenele ei au adunat repede vriascuri în jurul spânzurătorilor, le-au dat foc și au ars ca niște făclii uriașe la căpătăiul celor îngropați acolo, în vârful dealului Feleacului. Fapta lui Avram Iancu a îmbărbătat pe români și mulți s-au strâns în jurul lui să meargă la adunarea revoluționară de la Blaj. „Fraților,” le-a zis el, „am la un meșter din Cluj niște marfă, trebuitoare pentru vreme de primejdie. Am nevoie de 24 de cară cu câte 4 cai.” A doua zi, pe dealul Feleacului, au suit șir lung de care mândre, acoperite cu cerci și covoare, trase de câte 4 cai voinici și însoțite zeci de flăcăi călări. Puțin știau că în acele care se aflau 6 tunuri și multe ghiulele. „Frate Buteanu,” a zis Avram Iancu, „le duci la noi în munți, în taină, să nu afle grofii. Apoi vină și tu la Blaj.” Privind șirul de care în drum spre munte, Mara, Laura și Ana au ticluit un cântec.
pe dealul feleacului mărg carele Iancului. Nu mărg cu mărg carele, strălucesc ca soarele. Tuturor le-a plăcut cântarea fetelor, iar Avram Iancu s-a bucurat și mai mult când străjerul român a cerut să fie deslegat din funii, să meargă și el cu oamenii Revoluției la plajă. Mă ești pe mine, Iancule? A întrebat Mara. Revoluția e luptă, nu șezătoare cu veselie, fată dragă. Știu, Iancule, a surâs Mara, tata mi-a dat un cal, să măr și eu cu carele care strălucesc ca soarele. Bine, Mara, a convințat Avram Iancu, hai! Așa, o fată din Feleac a ajuns în munții Apuseni să apere Revoluția și să scape țara de tirani.